patriotismul economic despre care vorbea premierul Ciolacu? Patetic, e adevărat. Pentru că sunt niște sfărăituri fără niciun sens. Patriotism economic înseamnă ca cetățeanul român, mai ales cel rezident care a ales de a rămas pe aici prin România, trebuie să beneficieze de pe urma resurselor naturale ale teritoriului pe care stă. Pentru că altfel, de ce ar sta? Deocamdată suntem spectatori la externalizarea lor. Exact. Deci, ăsta e patriotismul economic. Dacă eu îl folosesc așa, patriotism, dar dacă domnul Ciolacu nu vine aici lângă mine să-l întreb, explicați-mi și mie ce înseamnă patriotism economic din perspectiva dumneavoastră. Și să ne dea răspunsul aici. Și să începem o dezbatere despre patriotism, dacă vreți. Și atunci s-ar putea să fie mai relevant pentru oameni. Cum? Că poate înțelege altfel patriotismul. Eu așa îl înțeleg. Patriotismul economic înseamnă să asigur cetățenilor și firmelor din România, deținute de români, un avantaj competitiv. De ce nu încurajăm companiile românești, domnule Bădescu? Nu condiții egale. De ce nu încurajăm companiile românești? Pentru că, iată, am avut niște facilități. Pentru că misiunea lor este ca aceste companii să fie distruse. Nu există altă explicație. Asta e misiunea lor. Am avut niște facilități fiscale care să încurajeze mediul de afaceri, da? Aveau nevoie în anumite domenii de activitate și știm bine, construcțiile e un domeniu în care au existat doar, niște facilități pus fiscale. Unii, nu trebuie să existe niciun fel de facilitate. Nimeni n-ar trebui să plătească impozitele alea. Eu nu spun să le ia facilitățile, ci să le dea și celorlalți. Dar de ce nu se spune, de pildă, că dacă mărești salariul minim pe economie, e o presiune pe mediul de afaceri? Nu e o facilitate pe care ți-o face ție statul, ca individ. Păi, cât se regăsește din această mărire a salariului minim pe economie în buzunarul obiectivul tău? Pentru care se mărește salariul minim nu este binele cetățeanului, este creșterea taxelor la buget. Deci ăsta este obiectivul factorului politic care face chestiunea asta. În mod normal, nu ar trebui, salariul e un preț, el n-ar trebui stabilit din pix de către cineva. El e o relație cerere-ofertă pe piață. Dar dacă această relație ea este viciată de un cadru reglementativ nepropice, exemplu, top 350 de companii din România fac peste o treime din cifra de afaceri a companiilor din România. Deci, iată că sunt foarte puține companii mari raportat la foarte mulți și angajați. Angajații ăia nu prea au din ce să aleg. Sunt mulți angajați, puțini angajatori. Deci asta nu e o situație care să avantajeze angajatul și nu e o situație care să avantajeze nici consumatorul. Că sunt puțini furnizori la mulți consumatori. Deci din arhitectură, în momentul în care noi creăm niște condiții legislative, că astea fac, da? Și monetare, nu doar legislative. Din arhitectură, prin care noi îi facem pe unii din ce în ce mai puțini, din ce în ce mai mari, și pe alții îi dezavantajăm, atât prin politica... Sau îi închidem? Nu, îi facem să se închidă singuri. Atât prin politica monetară de distribuție a banilor în economie, cât și prin politica reglementativă care este influențată de marile companii, care au resurse să facă lobby. Unde va duce această presiune pe mediul de afaceri? În dictatură și hiperinflație. Într-un final, drumul pe care ne îndreptăm noi, și nu numai în România, duce către dictatură și hiperinflație. Și asta nu e doar o anticipare a mea. A spus-o chiar și Keynes, care a fost inventatorul politicii de quantitative easing, care dacă ar fi trăit însă acum, în ultimii zeci de ani, ca să vadă la ce nivel s-a ajuns, ar fi fost dizident și ar fi criticat și ei. Așa cum și Marx ar fi fost dizident în 90, dacă în anii 85-90, pentru că nici comunismul sau socialismul de atunci nu era ăla vizat de Marx, pentru că și Marx în politica monetară spunea că aurul e monedă. Deci și Marx ar fi fost dizident în pușcării în anii 85-90 și Keynes ar fi fost un adversar al actualelor politici monetare. Actualele politici monetare, coroborat cu actualele politici reglementative și cu actualele politici fiscale,
fac să crească această inechitate, acest ecart, și să trebuiască oamenii să fie practic asupriți ca să fie dependenți de stat și să le mulțumească tătucului stat. Vezi că fără mine nu-ți mai creștea salariul. Adică vorbim despre control, de fapt, da. Nu?